Bună ziua! Sunt Raluca Abrihan, bine v-am găsit la interviurile Hot News de la distanță. O avem astăzi invitată pe avocata Anca Grigorescu, avocat specializat în dreptul muncii, pentru a discuta despre posibilitatea introducerii măsurii Kurzarbeit și în România. V-aș ruga să ne explicați pentru început ce este Kurzarbeit și de ce am avea nevoie în România de un astfel de sistem. Aș începe prin explicarea termenului. Este un termen care în ultimele luni a fost tot mai des auzit în toate sursele media. Este un termen de origine germană și înseamnă muncă scurtă, în traducere motamo. Ce este și de ce neapărat termenul din germană este folosit? Este vorba despre o măsură de flexibilizare a muncii aplicabilă în situații de criză. Fie că vorbim de situații de criză sanitară, economică, etc. Și este vorba despre un termen și un concept, un program dezvoltat în Germania încă acum peste 100 de ani, mai precis în 1910 a fost adoptat legea cu privire la prima formulă, dacă vrem să spunem așa, a Kurzarbeit. În Germania funcționează de atunci, deci practic de peste 100 de ani și a ajutat la reconstrucția economică germană în mai multe rânduri, evident după cele două războaie mondiale, dar și după traversarea mai multor crize de către statul german în secolul trecut. Este vorba însă despre o măsură care este actuală și în ziua de astăzi, chiar dacă are așa o vechime mare. Vechimea ei vine doar să confirme utilitatea ei pentru situații de criză și reconstrucție economică în urma crizelor. Nu numai că este un termen de actualitate și în ziua de astăzi, ba chiar a fost extinsă aplicarea acestui program, acestui concept de Kurzarbeit. În plus au preluat și alte state acest model încă din secolul trecut, Elveția, de exemplu, în 1924, dar și marea majoritate a statelor europene. Și nu în ultimul rând, acest proiect, acest concept, dacă vrem, a fost preluat și susținut și de Comisia Europeană prin intermediul programului SURE. În esență, Kurzarbeit este forma flexibilă a muncii prin care angajatorul poate să reducă munca angajaților săi astfel încât să corespundă necesităților sale. Totodată, angajatul prestează muncă redusă, cu timp redus, și este plătit de angajator pentru munca efectiv prestată și, nu în ultimul rând, statul plătește un procent din salariul corespunzător muncii neprestate de către salariat. În România, procentul suportat de stat ar urma să fie de 75% din munca neprestată și deci de salariul neplătit de către angajator. Cu titlu de exemplu, la o reducere a timpului de lucru, de muncă cu 50%, angajatul ar presta activitate la nivel de 50% din timpul normal de lucru. Angajatorul ar plăti 50% din salariul brut, iar statul ar plăti o indemnizație de 37,5% din salariul brut, angajatul urmând să plătească pentru o muncă de 50% din timpul său normal de lucru un salariu sau, hai să spunem, venituri salariale brute de 87,5%. Totodată, un aspect foarte important este că impozitul și contribuțiile ar fi plătite raportat la veniturile salariale realizate, adică raportat la cei 87,5% salariu brut.
Ce poate fi remarcat cu privire la acest tip de program? În primul rând că este vorba despre o măsură care este aplicabilă pentru o reducere temporară a activității. Astfel că nu vorbim de situații irreversibile. Se presupune că scopul final este acela de a nu disponibiliza personal, angajați. Ce se întâmplă? Sunt trei părți implicate în acest program: angajatorul, statul și angajații. Și intenționat i-am enumerat în această ordine. În primul rând că toți cei trei trebuie să facă un efort în acest context. Angajatorul trebuie să mențină locurile de muncă, dar cu un timp redus și continuă să plătească angajatul proporțional cu munca prestată de către acesta. Statul, pe de altă parte, vine și plătește o indemnizație pentru a evita concedierea angajatului. Și nu în ultimul rând, angajatul prestează munca în regim de program redus și primește un salariu redus. Reducerea nefiind însă una semnificativă. În contextul acesta, toate cele trei părți se bucură însă de rezultatele favorabile ale programului, și anume, angajatorul nu este nevoit să restructureze poziția și să concedieze angajatul, distrugând astfel structura echipei și experiența acumulată. Și are în acest fel perspectiva redresării și reluării activității la nivelul de dinainte de implementarea măsurii. Pe de altă parte, statul evită costurile cu șomajul generat de concedierea angajatului și continuă să încaseze impozite și contribuții sociale. S-ar putea să fie un aspect foarte important în demersul acesta introdus în România. Și nu în ultimul rând, angajatul își păstrează locul de muncă și primește salariul redus cu mai puțin de 12,5% pe durata aplicării programului, urmând ca după redresarea economică a angajatorului să-și reia programul în regim normal și cu plata salariului la nivelul de dinainte de implementarea programului. Bun, înțeleg că ar fi o măsură care ar putea intra în vigoare odată cu anumite perioade de criză, cum a fost criza produsă de pandemie. Totuși, de ce e nevoie de o astfel de măsură și dacă ar exclude asta șomajul tehnic, măsura adoptată acum, în această perioadă a pandemiei? De ce avem nevoie în România de un astfel de sistem? Pentru că în multe alte state europene deja a fost introdus în urmă cu câteva luni acest sistem. Să pornim de la situația cu care se confruntă România în momentul de față, în ceea ce privește contracția pieței de muncă. Trebuie să remarcăm că după 3 luni și jumătate de pandemie manifestată în România, avem o contracție a pieței de muncă cu aproximativ jumătate de milion de locuri de muncă. Sigur că acest număr ar fi fost probabil mult mai mare și deci situația mult mai gravă dacă statul nu ar fi luat niște măsuri de sprijin. Și aici mă refer la suportarea indemnizației cu șomajul tehnic. Pe de o parte și pe de altă parte, nu ar fi introdus măsura suportării celor 41,5% din salariul plătit pentru angajații care s-au aflat în șomaj tehnic minim 15 zile. Totuși, aceste două măsuri, în primul rând, indemnizația de șomaj tehnic este o măsură care mai are o aplicabilitate foarte restrânsă în momentul de față și va avea în curând, va ajunge la final în curând. Pe de altă parte, cei 41,5% au o aplicabilitate restrânsă și totodată este vorba despre o măsură relativ inflexibilă
pentru că presupune obligația angajatorului de a menține locul de muncă până la sfârșitul lui 2020, în cazul în care beneficiază de cele 3 luni de sprijin în proporție de 41,5% din salariul angajaților. Ori în condițiile actuale este deosebit de dificil, dacă nu chiar imposibil în multe situații, să poți previziona activitatea pentru următoarele 6 luni. Și în acest context se impune necesitatea unei măsuri suplimentare prin care să se evite, să se limiteze trendul perpetuării tăierii locurilor de muncă cu consecința concedierii angajaților și prin aceasta evitarea creșterii numărului de șomeri cu toate consecințele negative generată de acest fenomen. România ar putea atrage prin intermediul programului SURE 5 miliarde de euro, potrivit ministrului de finanțe Florin Câțu. Am înțeles. Și revenind la întrebare, ar exclude pe viitor acest șomaj tehnic care s-a aplicat până acum sau cele două modele ar putea merge în paralel? În primul rând că șomajul tehnic sprijinit de către stat mai are o aplicare foarte restrânsă, vorbim în momentul de față de restaurante, în mod special. Prin urmare, nu putem extinde această aplicare simultană, dacă vreți, cu privire la întreaga economie. Pe de altă parte, șomajul tehnic suportat de către angajatori, ceea ce presupune că trimiți angajații acasă, nu muncesc deloc. În schimb, angajatorul suportă 75% din salariul acestora. Da, este o măsură care va putea fi aplicată și în continuare. Însă ea de principiu nu este compatibilă cu noțiunea de Kurzarbeit, pentru că în cazul Kurzarbeit se pune problema ca angajatorul să plătească angajații săi doar pentru munca propriu-zis prestată. Și ne referim aici la un procent de 50%, așa cum este cunoscut în momentul de față cu privire la proiectul pe care îl elaborează guvernul, însă nu presupune muncă zero. Aș aminti aici un aspect care mi se pare interesant. Noțiunea de Kurzarbeit în Germania merge până la reducerea programului de lucru, a timpului de lucru, până la 0%. Adică asta presupune că dacă pe o anumită perioadă angajatorul nu ar avea o activitate pentru anumiți angajați, ar putea să-i trimită pe aceștia acasă, urmând ca pe parcursul lunii sau în general pe parcursul aplicării programului Kurzarbeit să poată ajunge, să poată trece prin orice fel de procent intermediar până la 100%, cu scopul evident de a reveni la o încărcare de 100% a activității angajaților. Prin urmare, aș spune că cele două măsuri, în primul rând că nu sunt compatibile, pe de o parte, pe de alta parte nici nu se pune problema ca suportarea indemnizației de șomaj tehnic să mai fie suportată în continuare de către stat pentru perioada următoare. În ce stadiu sunteți cu discuțiile cu cei din guvern pentru implementarea acestui model? Aș putea spune că în momentul de față este vorba despre un concept conturat, dar că mai sunt de elaborat detaliile. Aici m-aș referi, de exemplu, la perioada pentru care programul ar urma să fie implementat și să poată fi accesat de către companii.
Și primele concluzii? La ce perioadă ați propus dumneavoastră și cu ce nu sunt de acord cei de la Ceea guvernare? ce n-aș putea spune neapărat că este vorba despre un dezacord. Este vorba despre despre un proiect pe care guvernul trebuie să îl poată duce la bun sfârșit, să-l elaboreze și să-l implementeze și ulterior acesta să și producă efectele. Prin urmare, este mingea la guvern dacă vrem să-și facă toate calculele necesare. Din păcate, în momentul de față este foarte greu previzibil, în primul rând, numărul companiilor care vor accesa acest program. De asemenea, în cadrul companiilor, numărul de angajați pentru care va fi accesat programul și, prin urmare, este foarte greu de previzionat de către guvern care va fi suma necesară pentru acoperirea nevoilor economiei din România. Și că tot discutam despre companiile cărora li se adresează un astfel de program, care ar fi criteriile? Ce fel de companii ar putea apela la un astfel de sistem? În primul rând că acest program este dedicat oricăror companii care au activitatea redusă temporar. Aici nu vorbim despre companii mici, medii, mari, deci practic toate companiile care sunt nevoite să își reducă activitatea temporar, termenul acesta este de esența programului, vor putea accesa această măsură. Indiferent dacă ele, în prealabil, au implementat sau nu măsura șomajului tehnic, dacă au suspendat în alt mod contractele sau orice acțiune ar fi întreprins în lunile premergătoare. Este aici util să menționăm că este vorba despre o măsură prin care sunt susținute companiile care se află într-o reducere temporară a activităților, dar care totodată trebuie să prezinte și potențialul unei redresări. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că această măsură nu este dedicată companiilor aflate în insolvență. Este vorba despre companii aflate în desfășurarea normală a activității lor, dacă putem spune normală, în această perioadă, fără să ne referim la companiile aflate în insolvență. Am înțeles. Și în final, care rămân totuși provocările pentru România a implementării Kurzarbeit? Și dacă vor fi suficienți banii din SURE, cei 5 miliarde de euro despre care discutați și dumneavoastră, pentru a implementa un astfel de program? Mediul de business din România previzionează o redresare lentă a activității, a business-ului în România, motiv pentru care solicitarea mediului de business merge înspre o durată de un an de zile. Așteptările sunt ca probabil efectele pandemiei să se întindă pe chiar o perioadă mai îndelungată de un an, poate chiar până la 2 ani. Analizele mai severe se referă chiar la o perioadă care s-ar putea întinde până la 3 ani. Motiv pentru care dorința mediului de business este ca această măsură să se aplice, să poată fi, să găsească la dispoziția companiilor care vor avea nevoie să o acceseze pe o durată de cel puțin un an. Nu avem în momentul de față o durată clară și sigur că acest aspect se desprinde și din întrebarea următoare pe care mi-ați adresat-o referitoare la întinderea fondurilor pe care le-am putea accesa și, prin urmare, îndestularea nevoilor economiei românești din aceste resurse.
Nu putem avea la ora actuală un răspuns ferm cu privire la acest aspect, având în vedere care sunt multiplii factori care influențează necesarul companiilor și, nu în ultimul rând, faptul că nu știe nimeni, orice fel de studii am citi și am urmări, nu ne dau un răspuns ferm, clar, cu privire la evoluția economică, fie că e vorba de România, fie că e vorba de Europa sau de întreaga lume. Și în final, în cât timp estimați că vom avea în concret o lege referitoare la curța de aur? Este o întrebare foarte bună, este ceea ce ne dorim cu toții să reușim o aplicare cât mai rapidă a acestei legi. E vorba probabil despre o ordonanță de urgență care va fi adoptată. Sperăm că această ordonanță de urgență să fie adoptată până la sfârșitul. Speram, mai bine spus, ca această ordonanță de urgență să fie adoptată până la sfârșitul lunii, dar este posibil ca unele detalii care se desprind din aceasta să fie clarificate ulterior într-o hotărâre de guvern adoptată în baza ordonanței de urgență. Acest lucru ar însemna ca o aplicare efectivă să urmeze abia pentru salariile aferente lunii august, iar în unele scenarii se vorbește chiar despre aplicarea începând cu luna septembrie. Știu că nu este ceea ce vă doriți să auziți, însă abia acesta s-ar putea să fie un univers de timp realist. Pentru aplicarea concretă a acestui program. Bun. Vă mulțumim mult și vă mai așteptăm la interviurile Hot News de la distanță. Mulțumim! Vă stau cu plăcere la dispoziție, mulțumesc și eu.